esența designului se află în interior. Pătrundem împreună în lumea proiectelor extraordinare să-i cunoaștem pe creatorii lor, dar și pe cei care îi susțin. În ultimii 6 ani, Nod Makerspace a devenit un ansamblu de 2200 de metri pătrați, de facilități mixte, într-un spațiu industrial nefolosit anterior. Când te plimbi prin spațiu, vei vedea un makerspace, adică un spațiu de ateliere generos, vei vedea spații de lucru, spații modulare de închiriat pentru mici afaceri creative, vei vedea spații de întâlniri, de evenimente și o bibliotecă de materiale unică în regiune. Acest mix de funcțiuni a asigurat cumva sustenabilitatea spațiului și a business-ului și a asigurat o diversitate de utilizatori și de proiecte. Când te plimbi prin comunitate, vei vedea membrii care construiesc prototipuri și tot felul de proiecte colaborative. Mixul de funcțiuni, diversitatea profesioniștilor și a proiectelor și atașamentul lor față de loc a permis să ne numim o comunitate rezilientă care a depășit cu bine acest prag, această criză din 2020. Abordarea noastră pentru transformarea spațiilor a fost de jos în sus, cu resurse private puține, fără sprijin al autorităților locale și cu o implicare intensă a comunității. Unicitatea locului, diversitatea profesioniștilor și a proiectelor a făcut ca Nod Makerspace să devină un hotspot cultural, social, economic al Bucureștiului. Pentru a crește mai departe, pentru a avea un impact mai mare în Bresle și în societate, avem nevoie și de un partener autoritate locală, dar și de o comunitate bogată și numeroasă de maker și oameni creativi. Pentru București și pentru România, Nod Makerspace și toată povestea industriei bumbacului reprezintă un model de bune practici pentru transformări de spații industriale cu implicarea comunității. Nod servește ca sursă de inspirație pentru alte inițiative și proiecte de același tip din țară, cum ar fi comunitatea Faber din Timișoara, Fix Makerspace din Oradea și mulți alții.